Mă aminte, în vremea aceea, venind în părțile Cezarei lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns lui, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului n-o vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ne aflăm la capătul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel, când Biserica a rânduit să-i sărbătorim pe acești doi corifei dintre cei 12 apostoli. Evanghelia de astăzi ne arată cum Mântuitorul, într-un ceas de seară, după o lungă activitate cu toți apostolii, le pune o întrebare. Apostolii au fost aleși de Hristos din oameni simpli, din pescari. Au fost trimiși doi către doi. Le-a spus Mântuitorul să nu luați nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte. În orice casă veți intra să ziceți pace ție casei acesteia și de va fi acolo Fiul Păcii, pacea voastră se va odihni peste ei. Iar de nu va fi pace în casa aceea, să plecați, să scuturați praful de pe picioarele voastre, căci pacea se va întoarce la voi. Apostolii, după ce au mers doi câte doi, s-au întors entuziasmați la Hristos și i-au spus, Doamne, și dracii ni se pleacă nouă în numele Tău. Mântuitorul le-a zis, nu vă bucurați de aceasta, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Și iată, într-un ceas de seară, după această revenirea apostolilor din apostolatul lor, din misiunea lor, doi câte doi, entuziasmați fiind, primesc o întrebare. Cine zice lumea că sunt eu, Fiul omului? Și ca de obicei, ceilalți apostoli toți se uitau către Petru. Întotdeauna între ei, întotdeauna într-un grup, se impune un lider. Întotdeauna. Și între apostoli acest lider, să zicem așa, era Sfântul Apostol Petru. Pentru că el era mai aprins, pentru că era stăpânit de un zel, de o râvnă, mai mare ca celorlalți apostoli, era prezent cam peste tot. Dacă citiți Sfintele Evanghelii, îl vedeți, ba aruncându-se în apă, ba întrebând. Tot timpul era în mișcare, atent la ceea ce face Domnul și tot timpul căuta să iasă în evidență, să fie primul care să sară în ajutorul lui Dumnezeu. Și de aceea, ceilalți apostoli, când au primit întrebarea, nu prea au îndrăznit să răspundă. Cu toate acestea, unii au zis, Doamne, unii zic că ești Ilie, alții zic că ești Ieremia, alții zic că ești unul din proroci, dar voi, lăsați lumea de rând. Voi, cei care ați stat cu mine 3 ani și 6 luni, voi cei care ați mers cu mine în pustie, peste tot, la templu, în sinagogă, pe câmp, în șez, unde am fost eu? Voi ce ziceți? Ce ziceți voi despre mine? Cum mă percepeți voi pe mine? Și atunci Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Evanghelia spune, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta,
Adică nu rațiunea ta, nu logica ta, ci Tatăl meu cel din cer, adică Duhul din el, i-a vorbit și i-a dat acest simțământ să-L perceapă pe Iisus ca fiind Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Fericite și tu, Simone, fiul lui Iona. Cu toate acestea, iată-L vedem pe Sfântul Apostol Petru într-o ipostază mai târziu. După această discuție, Mântuitorul le spune că va veni vremea când Fiul omului are să meargă la Ierusalim, are să fie bătut, are să fie vândut de arhierei și de mai mari preoților. Și iată-L pe Petru, luându-L deoparte pe Hristos, pe Iisus, și spunându-I așa, Dumnezeule, să-ți fie milostiv ție, stăpâne, Evanghelia spune chiar așa, a început Petru să-L dojenească. Să-L dojenească pe stăpânul lui, pe Iisus. Să-I spună, Doamne, dar nu te du acolo, dar nu știi că te caută iudeii să te omoare, dar unde vrei să te duci în mâna lor? În momentul acela, Iisus, întorcându-se, i-a zis lui Petru, mergi înapoi a mea, Satan! Vedeți? De la fericite și tu, Simone, fiul lui Iona, imediat, Petru este surprins într-o altă ipostază, mergi înapoi a mea, Satan! De ce l-a făcut Satan? Spune Evanghelia. Pentru că ești piatră de poticnire pentru mine, pentru că nu cugeți cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. Adică, Petrule, frica te stăpânește, teama, groaza, de ceea ce o să mi se întâmple mie, dar fiindcă o să mi se întâmple mie, o să ți se întâmple și ție, pentru că tu ești ucenicul meu. Și pentru că voi, care ați venit după mine, nu aveți altă șansă decât să veniți pe cruce, pe Golgota, lângă mine. Adică veți parcurge drumul pe care îl parcurg și eu. Țineți minte când cei doi apostoli numiți fiii Tunetului, Iacov și Ioan, Mântuitorul le tot povestea de chinurile care o să vină și ei aveau o dorință. Și îi spun, știți, Mântuitorului, Doamne, vrem și noi ceva, să vrem și noi ceva de la Tine. Ce vrei să vă fac? Vrem să stăm unul de-a dreapta Ta și altul de-a stânga Ta în împărăția Ta. Și Mântuitorul a zis, nu știți ce cereți. Asta de-a dreapta mea și de-a stânga mea nu este dat mie, ci Tatăl meu a rânduit acest lucru. Veți bea paharul meu și vă veți boteza cu botezul meu. Dar cu locurile acolo, mai puțin pot să vă spun unde vă este locul. Rămâne să vi-l meritați, locul de-a dreapta sau de-a stânga mea. Deci vedem un Petru iubitor, arzător, evlavios, cu mult zel, dar îl vedem și pe Petru fricos, temător. Vedeți, el a mărturisit, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Hristos i-a zis, te vei lepăda de mine de 3 ori când va cânta cocoșul. Și ne aducem aminte grădina din Ghețimanii, când Petru a scos sabia și a tăiat urechea lui Malchus. Și i-a zis Domnul, bagă sabia în teacă, că nu se rezolvă așa problema, că cine scoate sabia de sabie va peri. Și ucenicii s-au risipit și Domnul spunea acolo, n-ați venit după ei, ați venit după mine, dați-le drumul să plece. Și cu toate acestea, Petru, râvnitorul și fricosul, a continuat să meargă și Ioan, care se cunoștea cu cei din templu, l-a băgat și pe el în curte. Numai că acolo a început să treacă din nou de examenul conștiinței. Și fiindcă cei care au intrat în curte l-au văzut și în grădină, Petru încerca să vadă procesul, să intre și el, să stea lângă Hristos. Și cu toate acestea, slugile Sinedriului îi spunea, nu te-am văzut noi și pe tine în grădină? La care Petru a zis, nu cunosc eu pe omul acesta. Și a fost întâia oară. A mai mers prin grădină și l-au găsit alții. Și tu ai fost acolo, te-am văzut, ai tăiat urechea. Nu am fost eu acolo. Și a venit a treia oară o slujnică, îi zice, și tu ai fost un alt, și graiul tău te dă pe față. Și graiul tău, tu ești cu Nazarineanu și vorba ta, tu ai fost acolo. Și a început Petru să se lepede cu jurământ și s-a lepădat de Iisus și îndată a cântat cu coșul și Petru a plâns cu amar. După învierea lui Hristos, după această cădere din har,
prin întreită lepădare. Îl vedem pe Petru lângă Iisus și Iisus îi spune: Simone, fiul lui Iona, mă iubești-o pe mine? Petru i-a zis: da, da, tu știi că te iubesc. Paște oile mele. Și l-a întrebat a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești-o pe mine? Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Paște mielușirii mei. Și l-a întrebat a treia oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și s-a mâhnit Petru și a zis: Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc. S-a întristat în inima lui, că era întrebat tot timpul, și prima oară, și a doua oară, și a treia oară. Dar trebuia, pentru întreita lepădare, întreita întrebare, ca să fie repus în harul apostoliei de către Iisus. Apostolul Pavel, vedeți, Noul Testament spune că apostolul Pavel, Saul, din Tars, era un fariseu școlit la școala lui Gamaliel, era unul din cei care se împotriveau învățăturii lui Iisus. Și de aceea, nu numai că se împotrivea, participase la moartea Sfântului Arhidiacon Ștefan, unde păzise hainele. Nu a dat cu piață. Dar era acolo. A văzut ce s-a întâmplat. S-o fi bucurat în sinea lui de moartea lui Ștefan, s-o fi întristat, nu știm noi, inima lui Saul de atunci. Dar un lucru e cert. A participat ca și fariseu și a păzit hainele ucigașilor. Da, te spune, nu a dat el. Da, n-am fost eu la furat. Dar dacă ai păzit hainele, ai fost și tu acolo. Pentru că ai fost de acord cu acea crimă care s-a petrecut în numele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Ștefan era plin de har și de adevăr și fața lui strălucea ca fața unui înger, și atunci când chipul unui om strălucește, gloata, care nu strălucește, are altă strălucire, o strălucire mai perversă, mai întunecată, a pus mâna pe piatră și a omorât. Ei, și-l vedem pe Saul, după moartea lui Ștefan, luând împuternicire de la farisei, să plece în Damasc să distrugă comunitatea de creștini care era înfilipată acolo. Adică a devenit un împuternicit al sinagogii, al fariseilor, al arhiereilor de la templu, așa cum erau în anii 50, dacă ați citit, împuterniciții comuniști, niște analfabeți, care au fost școliți la direcția împuterniciților, în Institutul Teologic de la București. Adică ce făcea biserica în vremea aceea? Noi îi școlarizam pe aceștia analfabeți ca să devină împuterniciți în ministerul incultelor, cum îi spune Părintele Emil Dorobanțu, și acești împuterniciți îi educam noi la noi acasă, la Institutul Teologic pe strada Sfânta Ecaterina în București, adică îi primeam pe dușmanii noștri în casa noastră și îi învățam să-i chinuiască pe ai noștri, făcându-i împuterniciții securiști care veneau în mănăstiri și care impuneau caterisirea lui Emil Dorobanțu, caterisirea Părintelui Ioan Iovan și a atâtor martiri, sau spunea, maica respectivă este dați-o afară, episcopul cutare este idezirabil, nu mai știu ce faceți cu el, adică ei stăpâneau și făceau legea în biserică în vremea aceea, împreună cu organele represive. Ei, și-l vedem pe Saul plecând cu râvnă să distrugă mica comunitate din Damas, numai că Petru este învăluit în lumina necreată a lui Dumnezeu. Îi apare Iisus Hristos și spune: cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Rămâne orb, ceilalți auzeau glasul Mântuitorului, dar nu vedeau nimic. În această teofanie, cum spune Părintele Ioan Romanidis în Dogmatica Empirică, care a apărut în două volume la editura Doxologia sub binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Teofan, în volumul întâi din Dogmatica Empirică spune că teofania aceasta este de fapt hirotonirea lui Saul în Sfântul Apostol Pavel. Deci teofania este hirotonia lui ca apostol. Pentru că Pavel nu a primit darul apostoliei prin punerea mâinilor celorlalți apostoli. Ci această teofanie, de fapt, este hirotonirea, alegerea lui de către Dumnezeu, o hirotonie pe verticală a lui Saul, care
devine Pavel prin botezul lui Anania în Damasc. Și iată-l pe Saul reîntors la iudeii lui, în templul arherei, care s-au speriat de convertirea lui la 360 de grade. Acel Saul, pornit să distrugă Biserica lui Hristos, se întoarce ca un apărător al lui Iisus și ca un promotor al noii învățături creștine. Vedeți, între Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Pavel existau și lupte duhovnicești. Așa cum ar trebui să fie între părinții duhovnicești, lupte de idei. Dar în adevăr și în ascultare de Biserică și de Iisus Hristos. Și iată, dacă Sfântul Apostol Petru s-a ocupat de convertirea celor care erau tăiați împrejur, de iudeii care vreau să devină creștini, Sfântul Apostol Pavel s-a ocupat de neamuri. Și la un moment dat, există o luptă între ei, pentru că Sfântul Apostol Petru, am aici Biblia cu ilustrație tipărită de către mitropolitul Bartolomeu Anania, și întotdeauna mitropolitul Bartolomeu are niște explicații la subsol și în Biblia scrisă de el are niște explicații ca să ne ajute să înțelegem contextul din respectivele pericope. Și iată, a început o luptă între Petru și Pavel. Pavel spunea că nu este necesară tăierea împrejur și că poți intra în Biserica lui Hristos, pentru că tăierea împrejur nu mai era atunci necesară, legea, da? Ci prin credința în Iisus Hristos intrăm în biserică, da? Și pe altă parte, Petru spunea că încă e necesară. Și s-a iscat o luptă între ei de idei. Iar Pavel spune așa, după 14 ani m-am suit la Ierusalim cu Barnaba, m-am suit acolo potrivit unei descoperiri. Dacă ați fost atent la apostolul care s-a rostit astăzi la Sfânta Evanghelie, ați văzut toată lupta lui Pavel pentru Hristos, în care el spune, am fost bătut cu varga, am fost bătut cu pietre, m-au dat jos cu coșul în Damasc, cu frânghii, am suferit în ploaie, în golătate, am murit de foame. Dar, spune Pavel, cunosc un om, omul era el, cunosc un om care în trup sau în afară de trup a fost răpit de Dumnezeu și dus până la al treilea cer. E vorba de răpirile lui. Vedeți, Pavel nu a fost instruit de Hristos însuși, ci a stat 3 ani în Arabia, unde a primit Sfânta Evanghelie și toată revelația de la Dumnezeu în teofanie. Dar eu mă mir de obtuzitatea lumii teologice de astăzi și de încăpățânarea și de cerbicia teologilor de azi, care îl atacă pe Părintele Emil Dorobanțu, spunând că a fost înșelat, că a avut prea multe vedenii și prea multe teofanii. Pe de altă parte, dacă citești dogmatica Părintelui Romanidis, care mi-aș fi dorit să o fac în facultate, și nu dogmatica care am făcut-o noi, plină de scolastică, o dogmatică protestantizată în facultăți, da? Pentru că e nevoie să ne aducă la numitorul comun, și anume la unirea tuturor, unitate în diversitate, da? Dar dacă citești dogmatica Părintelui Romanidis, îți plesnesc creierii, pentru că vezi că la facultate ai învățat ceva și Părintele Romanidis spune altceva. Și Părintele Romanidis spune așa, că întreaga Sfântă Scriptură este o teofanie. Că Sfinții Părinți au trăit teofanii, revelații primite de la Dumnezeu. Dar lumea teologică de astăzi nu crede. Mă tot întreabă foarte mulți oameni, știind că sunt un umil, o umilă slugă a Părintelui Nil, transcriind manuscrisele sale și ajutând la editarea acestei opere. Și mă tot întreabă de ce este arhiereu. Și eu le-am spus așa. Sunt destule poze cu el îmbrăcat cu omofor. Sunt poze cu el în care are engolpion la gât. Și atunci, dacă pozele acestea îl arată îmbrăcat în hainele acestea, bănuiesc că Părintele, ei o să spună, era un nebun, s-a îmbrăcat de la sine putere cu aceste haine. O făcea pe arhiereu. Era un bufon. Eu nu cred. Eu cred că Părintele a primit revelații de la Dumnezeu și s-ar putea să avem o alegere de arhiereu al Bisericii prigonite din subteran din anii 50,
ales prin teofanie, cum a fost ales Sfântul Apostol Pavel sau Sfântul Ierarh Amfilohie de Iconiu. Citiți în viața, 23 noiembrie. Sfântul Amfilohie de Iconiu a fost făcut arhiereu de 3 sfinți îngeri. Nu de biserică. Citiți acolo, spune așa. Într-o noapte, părintele Amfilohie dormea și a venit îngerul lui Dumnezeu. Amfilohie, scoală-te. Și el nu s-a ridicat. A mai venit odată. Amfilohie, scoală-te. Iar nu s-a ridicat. A treia oară, Amfilohie, ridică-te. Și a zis Amfilohie, dacă ești de la Dumnezeu, zi Tatăl nostru cu mine, zi o rugăciune cu mine, ca să controleze, să vadă dacă nu este înșelat. Și au rostit o rugăciune împreună. Apoi îngerul i-a zis, vină după mine. Și l-a dus în fața unei biserici, s-au deschis ușile bisericii singure, a intrat înăuntru unde 3 îngeri cu omofor l-au hirotonit pe Amfilohie, episcop al acelei eparhii. Când a doua zi dimineața au venit ceilalți arhierei, i-au spus, unde este Amfilohie? Am venit să-l facem arhiereu. Amfilohie a zis, dar eu am fost făcut azi noapte. La care părinții au zis, de cine? Au venit 3 îngeri, m-au luat în biserică și m-au hirotonit arhiereu. Sfinții au zis, bine, rămâi arhiereu al acestei eparhii. Și s-au întors acasă. N-au comentat, n-au cârtit, n-au pus la îndoială. De ce? Pentru că erau îndumnezeiți părinții aceia. Pentru că au cunoscut cu Duhul că nu este înșelare. Marea mea mirare este că lumea teologică se încăpățânează să creadă astăzi în minuni sau în viețile sfinților care sunt bagatelizate. A, dar tu chiar crezi că a mâncat Sfântul Cutare un măr din rai? A, dar tu chiar crezi că stătea Sfânta Maria Egipteanca în aer la 6 metri? Pentru că părintele Ilie, dacă stătea în aer, au zis că e obiect. Că e înșelat, că dracul ține acolo. Deci vedeți că invidia, cea mai mare dramă pe care o trăiesc eu în lupta cu părintele Nil, este această cerbicie a lumii teologice, monahi, cler de mir sau profesor de teologie, care se ridică cu atâta împerșunare împotriva acestui om, deși știu foarte bine cine a fost Nil Dorobanțu. Tocmai am aflat că în revista Glasul Monahilor, în colecția Glasul Monahilor, editată de Dionisie Lupu, colecție care se află o parte la Biblioteca Academiei, o parte la Biblioteca Sfântului Sinod la Mănăstirea Antim, în acea colecție din 1932 până în 1948, apare un tânăr mirean, Nicolae Dorobanțu, care scria articole în această revistă. Deci părintele Nil, de când era student, scria articole în revista Lumea Monahilor. Iar am mai aflat un lucru, că Dionisie Lupu are o anexă la revista Glasul Monahilor care se păstrează într-un loc. Sper că dacă le mărturisesc, s-ar putea cineva să meargă în acel loc și să le extragă de acolo. Pentru că am trăit această dramă în anumite locuri, în care dacă am spus că vreau să caut un act, a spus vino mâine și mâine mi-a zis că nu mai e. De ce? L-au găsit și l-au extras, să nu-l găsesc eu. Dar sperăm ca să existe. La Biblioteca Academiei nu o să le extragă de acolo. Se află la Biblioteca Academiei, în care se spun despre toate minunile pe care le făcea părintele Nil între 1950 și 1970. Toată lumea monahală l-a cunoscut. N-a existat mănăstire în România pe care să nu o bată cu piciorul. N-au existat părinți care să nu fi cunoscut pe martirul, mucenicul, apologetul, mărturisitorul, nebunul pentru Hristos, Nil Dorobanțu, care a mers în România ca un apostol în zdrențe, în sac, și care a strigat, pocăiți-vă! Că s-a apropiat împărăția cerurilor. Un om de o cultură scripitoare, un om de o viață de nevoință nemai întâlnită, un mare ascet, un mare nevoitor, un mare rugător, un mare postitor. Ei, lumea teologică nu. Pentru că lumea teologică de astăzi, teologia de astăzi, este o teologie pe minte, o teologie rațională, o teologie scolastică, în care vorbim multe despre Dumnezeu. Dacă citești teologia dogmatică a lui Romanidis, el știți ce spune Părinte Romanidis? Dacă episcopii de azi spun părutul s-a Duhului Sfânt și nouă, mint. Ei, vă dați seama ce am spus eu acum. Da? Dar eu nu spun de la mine. Eu povestesc din cartea dogmatică empirică a Părintelui Romanidis. Iar Părintele Romanidis spun așa, că dacă preoții de astăzi spun că ei au Harul lui Dumnezeu, mint.
Că suntem niște șarlatani, pentru că nu deținem terapia vindecării duhovnicești a omului. Și vă citesc ceva de la Petru, ca să vedeți ce avea Petru în el și ce n-avem noi astăzi și nu simțim în noi. Și spune așa. Petru și Ioan se suiau la templu pentru rugăciunea din ceasul al 9-lea. Și era un bărbat acolo, un loc din pântecele mamei sale, pe care îl aduceau și puneau în fiecare zi la poarta templului, zisă cea frumoasă, să ceară milostenie de la cei care intrau în templu. Era un sărac, cum sunt acum săraci, pe la intrări, la magazine sau la ușile bisericii. Când a ajuns acolo Petru și Ioan, slăbănogul locul le-a zis, vindecă-mă, dă-mi și mie milostenie. Iar el îl privea cu luarea minte, așteptând să primească ceva de la ei. Unii, și astăzi, la ușa bisericii, așteaptă să primească bani. Dacă i-am dat o binecuvântare unui cerșetor la un magazin, a zis, părinte, n-am nevoie de blagoslovenia mă tare, dă-mi 10 lei. Eu i-am dat blagoslovenia întâi. Da? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celălalt de se vor adăuga o. Dar în momentul în care l-am blagoslovit, Duhul din el a vorbit. Păi el nu-l interesează blagoslovenia mea sau o vindecare, ci îl interesează profitul material. Deci nu era un cerșetor care într-adevăr cerșea, ci este un cerșetor de profesie. Ei, cerșetorul acesta voia și el o milostenie. Ei, Petru ce spune? Foarte frumos. Spune așa. Argint și aur nu am, dar ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus Hristos Nazarineanu, ridică-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă l-a ridicat și îndată tâlpile și gleznele lui s-au întărit și sărind a stat în picioare și umbla și sărea în templu și lăuda pe Dumnezeu. Deci Petru era conștient de harul lui Dumnezeu care este în el și de aceea a spus, ba n-am, dar ce am eu? Eu am puterea să te tămăduiesc. În numele lui Iisus Hristos, în numele lui am această putere, ridică-te și tu de la casa ta. Întrebare. Dacă avem un olog, eu acum, dacă am un olog aici la ieșire și îl văd, am curaj eu, după 20 de ani de greuție, să-i spun, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și du-te la casa ta. Am curaj? N-am. De ce? Că eu nu sunt conștient de ce am în mine. Sunt un șarlatan. Dar teologii vorbesc de părintele meu, care sunt atâtea mărturii de oameni vindecați. Și în Vrancea am găsit, și în Bacău, și peste tot. Oameni care s-au vindecat prin binecuvântarea Lui, prin atingerea cu crucea Lui de la gât. Oameni care s-au bucurat de darul Lui tămăduitor și de cuvântul Lui mustrător și de dragostea Lui pentru oameni. Și atunci e ușor să arunci cu pietre. Știți, am observat sincer că părintele Nil stă în gât ca un nod la multă lume. Le stă în gât. E ca un nod. Ca un nod gordian. Au atâta operă pe mână, au atâtea minuni și atâtea cărți și cu toate acestea le stă în gât. De ce? Pentru că unii părinți contemporani de astăzi sunt refractari la măreția altor părinți. Dovada? Părintele Arsenie Boca. Cât se ostenește Sfântul Sinod, comisiile aferente, atâția teologi de 30 de ani, studiat la CNSA, studiat în comisii cu ierarhi la Sibiu, studiat cu profesor mare de teologie de la Alba Iulia și de la Sibiu și cu toate acestea s-au găsit voci care să țipe împotriva părintelui Arsenie Boca că ar fi, nu mai pomenesc eu aici. Și din momentul acela dosarul s-a întors înapoi la subcomisie. Adică stă în gât cuiva. Ioan Iovan. Știți cum a fost ridicată caterisirea părintelui Ioan Iovan? Știți cum? Păi maica care trăiește și acum, care lucra într-o mare direcție chimică, fiind prietenă cu Elena Ceaușescu. Știți că Elena Ceaușescu, marea noastră conducătoare, era cu chimia. Știți? Doctoriță în chimie. Și această maică, maica Cristiana, de la Recea, în vremea aceea, prietenă cu doamna, cu eșalonul 2, probabil undeva, am auzit și eu povestea asta de la câțiva profesori de teologie, de asta o mărturisesc. Că, ca să spunem adevărul, și era supărată maica. Maica avea evlave la părintele Ioan Iovan. Știți, el a fost caterisit și de-abia prin anii 70 și ceva i s-a ridicat caterisirea, dându-i se voie să slujească la Plumbuita prima oară, după care, după Revoluție, a fost dus la Rece. Și părintele Ioan Iovan, fiind supărată maica, fiind acolo prietenă cu Elena, tot dimineața a văzut-o doamna Elena supărată pe maica. Dar ce s-a întâmplat, dragă? Uite, am probleme cu un călugăr, cu tare, nu vrea biserica, cu tare, cu tare. Ce a făcut Elena? A chemat un...
Ia, dă telefon la Palatul Patriarhal, mâine îl puneți pe ăsta în drepturi. Și Ioan Iovan a intrat în biserică înapoi. Și cu sprijinul unui mare erar, Antonie Plămădeală, Leonida Plămădeală, a intervenit și el pentru reabilitarea părintelui Ioan Iovan. Ei, vedeți că Arsenie Boca, Ioan Iovan, Milton Robanzu și alți părinți, care nu sunt recunoscuți de altă parte din ceilalți părinți, pentru că sunt refractari la măreția lor. Și nu vor să-și îmbogățească experiența duhovnicească cu experiența altor părinți duhovnicești, ci se ridică cu pietre, cu cuvinte, cu împotrivire împotriva acestora. Ei, vedeți că și între Petru și Pavel a existat această luptă, da? În care cei doi se ceartă, știți? Ei, și iată, în lupta aceasta îi spune apostolul Pavel, îi spune lui Petru, m-am suit la Ierusalim și m-am împotrivit fățiș lui Petru. De ce? Pentru că Petru, spune mitropolitul Bartolomeu, avea acolo o atitudine duplicitară. Deci Pavel, care nu avea autoritatea de la Iisus Hristos, deci nu a mers cu ceilalți apostoli 3 ani și 6 luni, nu a stat cu ei, nu a mâncat cu ei, nu a pătimit cu ei, ci el a venit după, putea să fie considerat de către ceilalți apostoli cam așa. Ce vorbești tu? Tu n-ai fost cu noi 3 ani și 6 luni. Tu ai venit acum, apostol. Ar trebui să taci din gură. Dar de ce nu se împotrivea lui Pavel? Pentru că Pavel, spre deosebire de ei, era un pic mai cult. Pavel nu a fost întâmplător ales de Iisus. A fost ales și pescari. Dar a fost ales Saul, care era fariseu, care era școlit în legea veche, care putea să se lupte cu sinagoga, cunoscând Tora la perfecție, putea să se lupte și să propăduiască creștinismul, având deja o bază solidă în învățătura iudaică. Plus, era cetățean roman și se putea plimba în Imperiu, nu știți când îl arestau iudeii, spunea, eu sunt roman. Când mergea la romani, eu sunt iudeu. Adică căuta cumva să scape de sub jurisdicția și a romanilor și a iudeilor prin faptul că avea dublă cetățenie. Ei, vedeți că Dumnezeu și-a ales părinți, spune Romanii despre Sfântul Apostol Petru, și că dacă i-ai fi dat lui Petru o problemă de matematică, nu ar fi știut să o rezolve. De ce? Pentru că pe partea rațională nu era atât de inteligent sau cult, dar pe partea noetică, pe partea duhovnicească, era plin de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel avea și energie rațională, dar și energie noetică. Avea și o bună pregătire intelectuală și partea duhovnicească. Așa era și Părintele Nil. Teologie, filozofie, litere, drept, doctorat la Părintele Stăniloae. Când m-am dus la Facultatea de Teologie la București, mi-au spus că Părintele Nil nu a fost studentul facultății. M-au pus să plătesc o taxă și m-au mințit. Da? Ei, când am găsit eu dosar întreg cu diploma Părintelui Nil Magna cum laude, media 10, am pus eu în mintea mea o întrebare. Ăia de la teologie sunt oamenii lui Dumnezeu care iubesc adevărul și adevărul mă va face liber? Cui slujesc acelor oameni care mă mint pe mine? Și de ce mă mint? Pentru că nu s-a așteptat nimeni ca după atâția ani Părintele Nil să reapară deodată sub forma manuscriselor lui într-o poveste numită Dorobanțul lui Dumnezeu, care iată a apărut și care a creat o efervescență în popor și o piată de poticneală prin alte case, pentru că Părintele Nil este foarte, foarte enervant, pentru că se leagă de abaterile clerului, de fariseismul clerului, de tot ceea ce înseamnă prohibirea Euharistiei, numai că în perioada aceasta de câteva luni în care am stat cu bisericii încuiate, dumneavoastră nu v-ați putut împărtăși decât pe furiș, am ajuns la vorbele Părintelui Nil Dorobanțu. Chiar râdeam. Apoi mult plângeam, dar și plâns și râs cu anumiți colegi ai mei care nu credeau în vorbele Părintelui Nil și acolo le-am spus, băi, ați ajuns mai rău ca Nil Dorobanțu, dar o să ajungeți mai rău ca el. Că el, dacă mai avea această libertate de a sluji în păduri, noi nu o să mai putem sluji nici în inima noastră. Și acolo o să fie greu să scobori mintea în inimă, să faci liturghie în inima ta. Pentru că cine știe ce vremuri o să vină, o să ne tulbure creierii și nu o să ne putem aduna într-un cuget sau într-un duh. Și Părinte Daniel a spus o vorbă. Eu sunt un simbol pentru vremea ce va să vie, avangarda de sacrificiu. Ei, eu sunt un simbol pentru vremea ce va să vie, adică ce a vrut să spună?
Că vor veni vremuri grele, în care vor fi încuiate biserici, în care va fi atac la Sfântul Potir, în care nu ne vom mai putea împărtăși pe motive de igienă sau pe alte motive, în care Hristos va fi prigonit, în care nu mai avem voie să sărutăm Sfânta Icoană, să facem un pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Am văzut o secvență tristă pentru inima mea când a venit Sfânta Cuvioasă la Sfânta Mănăstire Văratec și când măicuțele erau adunate în careu și a venit Sfânta Cuvioasă și câteva măicuțe au vrut să iasă din careu să pună mâna și nu li s-a dat voie. Gândiți-vă ce durere să-ți vină prea cuvioasa Maică în mănăstirea, în obștea ta, în curtea ta și tu să n-ai voie să o atingi. Iată ce vremuri am ajuns. De aceea, astăzi, să învățăm de la cei doi corifei că suntem fricoși cu toții. Ne e frică pentru ziua de mâine, ne e frică pentru să nu pierdem una alta, să nu pierdem confortul material pe care l-am acumulat în viață, să nu pierdem o poziție socială sau o parohie bună sau un post universitar sau un serviciu bun sau eu știu alte locuri unde pe care le-am putea pierde. Ne e frică să nu ne pierdem viața, ne e frică, ne e frică, ne e frică. Prin această frică, spunea Părintele Arsenie Boca, că vom cădea toți. Pentru că ne va birui. Nu suntem noi primii care am căzut datorită fricii. Iată-l pe Apostolul Petru, care îi spune Domnului, nu te du, Doamne, la Ierusalim. Nu sluji, Părinte, cu oamenii în biserică. Nu împărtăși, Părinte, cu aceeași linguriță. Sunt voci. Sunt voci. Chiar auzeam zilele trecute să dea Dumnezeu să nu fie adevărat. Că unii părinți, fiindcă sunt patru în altar, ca să nu guste toți dintr-un sfânt potir, și-au făcut patru potire la liturghie, mai micuțe, și fiecare să aibă potirul lui. Sau unii iau potirul, se împărtășesc de aici, după care îl învârt un pic, ca să nu pice buza pe locul unde a pupat celălalt coleg, sau s-a împărtășit. Deci frica ne stăpânește pe toți. Pentru că noi nu credem că este Hristos în potir, pentru că nu credem că este energie necreată. Am văzut niște secvențe pe la americani în care preotul bagă în gură, în Sfântul Sânge, în dezinfectant, iar în gură, iar în Sfântul Sânge, iar în dezinfectant. Deci e o adevărată, cum să zic, este și cu tremur. Da? Cel mai mare dezinfectant, bă, că nu mai e sângele lui Dumnezeu. Păi dacă bagi în gură și bagi înapoi în Sfântul Sânge, nu e destul? La ce trebuie să mai bagi în dezinfectant? Dar, fiindcă Sfânta Euharistie la protestanți este simbol, la papistași este pâine goală. Și Sfânta Euharistie se află numai la noi. Cum povestea un părinte, sau am auzit de la un părinte, e profesor la Constanța, Ioani Strate, care comenta undeva pe Facebook că s-au dus în Germania la o slujbă protestantă. Și acolo erau niște preotese care au făcut și ele un fel de simulacru de liturghie. Și la urmă au luat potirul cu vin și l-au turnat în chiuvete. Și părintele săracul s-a cutremurat. De ce? Că e ortodox. Cum acum am însemnat după Sfânta Liturghie să aruncăm potirul în chiuvetă. Dar ăla așa fără nicio treabă, la chiuvetă. Și el le zice, ce ați făcut? Zic, da, la noi nu e. E un simbol. Faceți asta în amintirea mea cu o pâinică cu un vinuț. Dragilor, la noi în ortodoxie, după epicleză, s-a terminat cu pâinica și vinuțul. Și fă, adică pâinea aceasta cinsti trupul tău și vinul acesta scump sângele tău. Mai avem și noi părinți care spun deasupra linguriței este Hristos, de desubt este salivă. Nu l-am înțeles. Și e preot de capital, adică vedetă pe la Pro TV. Da? Și l-am întrebat pe Facebook. Părinte, am văzut că sunteți trei la altar. Dacă deasupra linguriței este Hristos, de desubt este salivă, în potir nu este Hristos, la buza potirului nu este salivă, cum te împărtășești cu colegul tău de altar? Cum faceți? Cu siringa? Mai încercau ei să toarne undeva de la etaj, așa, în gură? Deci metode de astea, așa, cumva să arătăm lumii acesteia că suntem ce? Dar noi ce facem? Ne modificăm cultul după 2000 de ani de creștinism la apogeul civilizații acestea materialiste, care oricum se termină lumea asta, se vede că ne pregătim de o extinție. În India sunt lăcuste, mănâncă tot, cu tremure, războaie, vești de războaie, pandemii, gripă, moarte, foamete. Noi suntem într-o apocalipsă în desfășurare și noi ne îndoim de eficacitatea Sfintelor Taine și de epicleza euharistică și de pogorârea Duhului Sfânt în casa Tatălui nostru, după mii de ani, am văzut arhierei cu mască prin America, prin Italia,
diacon cu măști, slujind, adică, dragilor, deci ce facem? Ce casă este aceasta? Am uitat a cui este această casă? Am uitat ce este ea? Ce energie se află în ea? Da? Păi, fac unii experiențe cu florile. Spun că dacă le pui muzică simfonică, cresc. Păi oare noi, ca niște flori, în grădina aceasta, sub harul lui Dumnezeu, oare ne ofilim aici și murim? Da, oricum murim. Dar murim cu nădejdea în Iisus cel Înviat, răstignit din Sfântul Potir. De aceea am văzut fricile lui Petru, am văzut înverșunarea lui Pavel, oameni care și ei au fost supuși păcatului. Dar am văzut și o pocăință adâncă la Petru și am văzut și o întoarcere la 360 de grade a lui Pavel. Și vedeți, Pavel cu râvna lui a suferit și a scris atâtea epistole și a împânzit creștinismul ca nimeni altcineva. Și rămâne ca cine? Apostolul neamurilor. Vedeți? Asta nu înseamnă că ceilalți apostoli sunt egali. Îl avem pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care este vultur între ceilalți apostoli prin faptul că a primit revelația Apocalipsei în stare de teofanie. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască curaj, să ne biruim fricile. Frica zilei de mâine, grijile acestea, am ascultat la Evanghelia de Duminică, nu vă îngrijiți de ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Dar uite că dacă deschizi frigiderul și e gol, te îngrijești. Dacă vine factura în cutia poștală, te îngrijești. Dacă ți se rupe tocul la pantof, te îngrijești. Ce vrea să spună Dumnezeu? Nu vă îngrijiți exagerat, nu deveniți materialiști. Nu! Cum suntem noi acum, pentru că vedeți, acum deja s-a dat drumul la mall-uri, la shopping. Eu cred că această izolare a fost extraordinară și dacă creștinii au suferit pentru lipsa lui Hristos, sunt sigur că unii oameni au suferit pentru shopping. Au suferit pentru că nu s-au mai putut duce să facă cumpărături pentru că au bani și n-au ce face cu ei. Deci să avem măsura cumpărăturilor, măsura grijilor. Mâncăm, nu mâncăm ca să ne îmbuibăm, mâncăm ca să supraviețuim. Nu ne îmbrăcăm ca să epatăm cu hainele noastre, ci ne îmbrăcăm în haine de doliu, pentru că suntem creștini, dar în haine mai smerite, adică mai cernite. E vremea cernerii un pic și a sufletului și a primenirii interioare. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea curajul, nădejdea, să biruim fricile interioare și să putem să ne mântuim sufletele. Că e frică mare. E frică mare, e amenințare, e șicanare, sunt telefoane, sunt sugestii care spun să taci, să-ți vezi de treaba ta, să dormi, să nu mai vorbești, să nu mai mărturisești. Dar, dragilor, dacă nu vom mărturisi, știți că ați ascultat Evanghelia, da? Spune acolo, cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor? Și eu îl voi mărturisi pe el înaintea lui Dumnezeu. Cine nu mă va mărturisi pe mine, nici eu nu îl voi mărturisi pe el. Deci, în această ecuație, dacă vrem să fim pomeniți la altarul cel veșnic, la proscomidiarul din rai, trebuie să-L mărturisim pe Hristos. Chiar dacă ne este greu, chiar dacă ne va fi frică, chiar dacă vom primi, eu știu, amenințări, sau vom fi dați afară, sau vom fi șicanați la serviciu, cu toții unde suntem, trebuie să rămânem pe poziții că suntem creștini. Adică va veni vremea să vă ceară, să vă scoateți crucea de la gât, pentru că îl deranjează pe vecinul. Ați văzut ce se întâmplă în lume, da? Statuia lui Cristofor Columb, jos. Statuia lui Albert Pike, jos. Statuia lui Washington, jos. Pe aripile vântului, jos. Deci tot ceea ce deranjează, jos. Noua toleranță nu suportă rasismul, homofobia și așa mai departe. Dar, dacă toți sunt ei atât de toleranți și ne cer nouă toleranță maximă față de ei, și noi cerem acestei societăți secularizate toleranță față de creștini. Să ne lăsați să ne facem liturghia sfântă, să ne lăsați să ne spovedim, să ne lăsați să sărutăm Sfânta Icoană, să ne lăsați să ne împărtășim în obște. Și nu pe la spatele bisericii sau pe la ușile de înveșmântat pe ascuns, ci în față, pentru că am văzut o obște din 3-4 politicieni care și-au servat ziua în grup, la o masă, cu o sticlă, de ziua cuiva, erau într-o obște de 4-5. Dacă voi sunteți în obște și vă sărbătoriți ziua, lăsați-ne și pe noi să fim în obște, să ne sărbătorim. Dumnezeul pe care îl slujim
de mii de ani, ca popor creștin român, cu atâția voivozi, o salbă de mănăstiri și schituri într-o țară care se numește Grădina Maicii Domnului. Amin. Fiți credincioși, cine se aseamănă, se adună. Și la marele practic al Sfintele Apostol Petru și Pavel, părintele și prietenul nostru Ionel Dumitru Adam, paroh la parohia Borșan Protoiria Unești, a simțit nevoia să vină în mijlocul nostru să slujească Sfânta Liturghie. De ce? Pentru că în vremurile acestea greu mai găsești un om cu care să te sfătuiești, să fii de același duh, de aceeași mărturisire, de aceeași credință și să te ții de învățătura Bisericii și a Sfinților Apostoli. Nu vreau să vă țin o predică, ci doar vreau să îi mulțumesc Părintelui pentru cuvântul pe care l-a ținut și vreau în câteva cuvinte să vă conștientizez încă o dată de ce a amintit în sărbătoarea Sfinților Apostoli de hierotonia într-o apostol a lui Pavel prin teofanie. De ce a amintit de ierarhul catacombei Nil Dorobanțu, de ce a amintit de Ioan Ioan, de ce a amintit de Arsenie Boca, de ce în acest praznic a amintit de acești oameni care au fugit biserica antigoană, tocmai pentru ca să înțelegeți și frățile voastre și noi cele două dimensiuni ale cuvântului succesiune apostolică și a cuvântului într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Când vorbim că biserica este una unică a mireasa lui Hristos, sfântă pentru că are cap Sfânt pe Hristos, sobornicească pentru că are temelia soboarelor sfinților părinți și apostolică, una sfântă, sobornicească și apostolică biserică, tocmai pentru că are ca temelie învățătura Sfinților Apostoli, cei care au fost în intimitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, l-au auzit, l-au văzut, l-au simțit, l-au trăit, au primit Evanghelia direct de la El și, având cap pe Hristos, iată că ei sunt cei 12 stâlpi ai fanatului, a casei Domnului, despre care se amintește în Sfânta Scriptură, în Apocalipsă. Acești apostoli au fost aleși de bunul Dumnezeu, potrivit cu a tot știința Lui, pentru că prin ei, fiind caractere diferite, structuri diferite, mentalități diferite, atitudini diferite, iată că nimeni nu are posibilitatea să spună că n-a știut, n-a înțeles, n-a priceput, că a vorbit Domnul prin Sfinții Apostoli pentru fiecare suflet în parte. Această învățătură s-a transmis mai departe. Transmiterea Evangheliei de la apostol la episcop, de la episcop la preot și din generație în generație se numește succesiunea apostolică. Succesiunea apostolică are două dimensiuni. Odată este transmiterea harului hierotoniei din episcop în episcop, din episcop în preot până în zilele noastre, în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, singura păstrătoare a învățăturii apostolilor, a învățăturii adevărului Hristos, singura păstrătoare a ce? A harului dumnezeiesc. În Sfânta Biserică avem succesiunea apostolică. Se transmite hierotonia pe temelia adevărului. Este harisma adevărului. De aceea noi, când ne rugăm pentru episcop și îl pomenim la Sfânta Liturghie, dacă el învață cuvântul adevărului, ne rugăm pentru sănătatea și mântuirea lui. Dar dacă nu învață cuvântul adevărului, nu pomenim la Sfânta Liturghie spre trezire, spre conștientizare, spre mustrare, spre trezirea poporului și spunem clar și obiectiv și argumentat pentru toți arhierei ortodoși care drept învață cuvântul adevărului și spunem acest lucru pentru a rămâne în succesiunea apostolică, pentru a rămâne în mărturisirea de credință, pentru a rămâne în continuitatea de har și de putere de la Sfinții Apostoli până în zilele noastre. Dar, iubiți credincioși, papismul,
căzând din adevăr, a căzut din har, a căzut din succesiunea apostolică, protestantismul, neoprotestantismul și toate sectele devin și mai mult de la învățătura Sfinților Apostoli nu mai au succesiunea apostolică și există și pericolul din ce în ce mai mult ca prin blestematul ecumenism, arhierei făcând un sinodul hăresc și susținând prin fel de fel de lucrări ascunse învățături străine de învățătura apostolilor să piardă succesiunea apostolică. În vremurile de prigoană a mers și a funcționat a doua dimensiune a succesiunii apostolice, despre care amintește Sfântul Simeon Nou Teolog, că este lanțul de aur, această succesiune apostolică care se dă din părinte duhovnicesc în părinte duhovnicesc, din văzătorul de Dumnezeu în văzătorul de Dumnezeu, din trăitorul Hristos, cum a fost Pavel și a spus că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, în alt succesor care a primit pe Hristos în inima lui și l-a trăit pe Hristos. Și iată cele două dimensiuni a slujirii, a hierotoniei, a Sfintelor Taine, care s-a transmis doar în Sfânta Biserică Ortodoxă până în zilele noastre, dar în vechime succesiunea apostolică mai era numită și tradiția apostolică, care nu era altceva decât diagnosticarea și tămăduirea sufletului omului. Tămăduirea nu la nivelul trupului, doar la nivelul trupului prin tainele bisericii, ci tămăduirea minții bisericioși, mintea omului, odată fiind tămăduită prin harismă, prin învățătură, prin lucrarea duhovnicească a părintelui duhovnicesc de a tămădui fiecare suflet în parte, transmițându-se această învățătură, iată că acest lanț de aur s-a dus până în zilele noastre, dar sunt foarte puțini părinți și Dumnezeu îi știe, care au rămas văzători de Dumnezeu și știu să tămăduiască sufletul omului. V-am vorbit despre cele două dimensiuni, cum am amintit, ale succesului apostolice, ca să înțelegeți că trebuie să rămânem în Sfânta Biserică Ortodoxă, singura păstrătoare a succesiunii apostolice, și să nu uităm de părinții bisericii, care erau văzători de Dumnezeu, cum a fost și am amintit Ioan Iovan, care primea la fiecare Sfântă Liturghie câte 15.000 de oameni, deci aceștia erau tămăduiți duhovnicești, el era părinte duhovnicesc, Nil Dorobanțu, care predica de dimineața și până seara, împărtășea ore în șir poporul, ajunsese să fie văzător de Dumnezeu, era arhiereu care transmitea mai departe succesiunea apostolică și în acest context amintind de acești părinți duhovnicești care au născut și au susținut biserica și au dus mai departe învățătura apostolilor, iată că au păstrat această putere și această lucrare. Rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Sfinții Apostoli să ne țină în învățătura lor, să ne țină în succesiunea apostolică, să putem duce mai departe învățătura, adevărul și harul, ca să putem și noi să ne tămăduim sufletește, să vă tămăduim sufletește și să rămânem în casa Domnului, care are ca temelie și ca învățătură Sfinților Apostoli. Amin.